Slăvit să fie Domnul! Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, nu știu cu ce s-a venit în această dimineață, în locul acesta, dar vreau să vă spun că sunt plin de bucurie că sunt aici. Nu știu dacă sunteți la fel. Puteți să fiți în altă parte. Poate acasă, că ne doare urechea, sau poate ne-a culcat pe ureche sau pe cealaltă. Nu știu ce vă spune nașterea, cuvânt scurt, nașterea. Întristare sau bucurie? Când se naște cineva, ce e? Te bucur, nu? Când vi s-a născut un copil pe care Dumnezeu vi l-a dorit sau ni l-a dorit, sau o fetiță, ne-am bucurat, nu? Sunt foarte mulți oameni care se bucură în felul lor, felul lumii, petreceri, chefuri, se îmbată de anumea și nici cum nu cheamă pe copil, nici că e fată, nici că e băiat, nu mai știu. Doamne, ai milă de noi. Sau nu e așa? Poate nu e chiar așa, dar asta e realitatea. Și de multe ori poate ne hrănim cu amintiri, că a fost frumos când cu bunicii, că când, atunci când eram mai copii, era altfel. Fraților, hai să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, care e mai lucrător, nu din amintiri, că a fost frumos, că a fost bine, dar azi nu bine. Vă lipsește ceva, ne lipsește ceva? Poate ne lipsește pacea multora. Și când spun asta, nu că e război. Poate fac pace, n-ai face, poate n-ai pace în familie, taților. Este unul care s-a născut ca să ai pace în familie, ca să ai pace în casa ta, ca să fie pace în țară, ca să fie pace în adunare, ca să fie pace la locul de muncă. Ne rugăm pentru pace. Și foarte bine facem. Și parcă numai pace nu. Dar nașterea lui Iisus Hristos a adus bucurie pentru toată lumea, pentru toți oamenii. Spune Biblia că Irod așa s-a bucurat de tare încât s-a tulburat. Bucuria asta l-a tulburat. Dar nu numai pe el, că era bine dacă zbura numai pe el și gata. Nu. Că e contagioasă tulburarea asta, nu? Dacă e om nervos, păi pătăți undeva din jurul lui. Și acasă, la servici, poate și în adunare. Doamne, ai milă de noi. E contagios, ca virusul. Și ăsta e contagios. Numai că doctorul spus să ne pune masca. Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne științează să dăm măștile jos, de pe inimă. Nu? Atâtea măști avem a fățărniciei, a mândriei, a bârfei. Iertați-mă, dar bârfa parcă e la modă într-o vreme ca asta. Mândria? Nu se pune problema. Ca mine nu-i nimeni. Ba nu, mai e o grămadă și ca mine. Și mai bun. Sunt nimic înainte de Dumnezeu. Sunt doar un fier de praf. Nașterea reprezintă o mare bucurie. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul Iisus Hristos s-a născut în Betleem, în orașul suferinței, orașul durerii, dar totodată și orașul salvării. A venit salvare, ambulanță. Nu a venit cu elicopter. Nici cu parașută, că poate a venit. Nu a picat. La vremea hotărâtă de Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât lucrul vremea aceasta, când să fie nașterea Domnului Iisus Hristos. El, Tatăl Sfânt, lăudat să fie numele Lui. La împlinirea vremii, Dumnezeu.
va trimite, spunea. Și a trimis. Și Dumnezeu știe ce face cel mai bine. A trimis pe Iisus Hristos ca să fie ce? Întuneric. Ca să fie lumina lumii. Glorie lui Iisus Hristos. Un fiu ca să fie pace pe pământ. Și magii au venit să ducă dar, au venit de departe. Știți cu ce transport au mers, nu? Au avut și climă pe Camile. Cu Mercedes. Au avut și roți de rezervă. Nu știu dacă a fost poate că vite Camile, nu cred că a fost. Și niște păstori, poate amărâți, se spune aici aseară. Pe păstorii ce făceau? Erau treci, vegheau. Și păstorii au venit de aproape, au mers la iesle, au mers la maternitate, acolo unde au avut toate condițiile. A avut și aer condiționat, a avut și internet. Nu a avut. Calorifere, centrală pe gaz. Acolo niște paie. Dar mă gândeam, de ce nu a trimis Dumnezeu să se nască Iisus Hristos, poate în capitala ei, în Tel Aviv, sau într-un oraș mai mare, nu cel mai mic oraș. La un Berșeba. Pentru că a fost rânduit de Dumnezeu și a fost hotărât de El. La păstor a venit de aproape și a adus ce dar nu a dus? Nimic. Nimic nu a dus. Poate abia s-a dus pe ei că erau obosiți. Se sprijineau poate în niște bastoane între bâtii de noastră, cum au păstori. Și doar au avut credință. Au avut o credință așa de mare, când hai să mergem, să vedem. Doamne, Iisus, să binecuvântează-ne și facă Dumnezeu ca nașterea Domnului Iisus Hristos să ne aducă numai bucurie și să ne fie cu folos. Amin. Mulți oameni se pregătesc de această sărbătoare că nu mai găsești alimente destule, zicem noi că nu sunt destule, slavă Domnului. Îi mulțumim Dumnezeu cu ce avem, nu cu ce n-avem. Nu pentru ce n-avem. Să fie masa plină, cadouri, și cam cu asta oamenii de acord. Și de fapt uităm de fapt pentru ce e sărbătoarea aceasta. Mă rog ca Domnul Iisus, care a venit în lumea noastră ca să aducă pace, să reverse o pace de plină peste inima noastră. Poate a venit cu inima zdrobită, nu știu. Poate a venit cu inima întristată, nu știu. El o știe. Și tu știi cel mai bine ce e inima ta, e la fel. Dar nu uita că nu e singur. Pentru că Dumnezeu este prezent aici. Dumnezeu face tot ce vrea sus în cer și jos pe pământ. Și dacă suntem aici, e mila și dragostea și bunătatea Lui. Și îndurarea Lui care s-a revărsat peste tine și peste casa mea. Dacă ești împreună cu copii aici, dă slavă și mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt lângă tine. De atâtea ori ne-am dehrănit cu amintiri. Îți pun și amintirile, e foarte frumos, îți amintești și eu frumos. Dar cu realitatea constăm. Cu credința noastră, cu cum au fost păstorii aceia. Nu au avut nimic, nu au dus daruri, nu. Dar Dumnezeu, ce nu trebuie să-i duci, să-i dai casă, să-i dai mașină, nu are nevoie de asta, Dumnezeu. Fiule, dăm ce? Plămânii tăi. Inima. Fiule, dăm inima ta. Ești gata să-i dai inima lui Dumnezeu. Doamne, eu i-am dat-o la Dumnezeu. Eu i-am dat-o. De când m-am pocăit. Dar ne-am pocăit? M-am pocăit cu adevărat.
Doamne, ai milă de mine și de noi de toți. Amin. Haideți să luăm o decizie din nou. Și știți ce zic eu? Haideți să ne repocăim. Poate nu sunteți acolo. Eu sunt pocăit, m-am pocăit de 10 ani, nu știu. 25. N-ați vrea să ne repocăim într-o vreme ca aceasta. Doamne, privește spre starea noastră smerită, Doamne. De prea multe ori, poate, nu suntem smeriți. Nu sunt. Haideți să ne smerim, să ne proșternem, să venim înainte lui Dumnezeu. Ce, Doamne, ăsta sunt. Poate, cu siguranță te-am înțestat, Duhule Sfinte, te-am înțestat, Dumnezeule. Dar în numele lui Iisus, știți ce este? Putere! În numele lui Iisus este putere. Să citi și aici. I-a spus Dumnezeu și consiliei numele la Maria. I-a spus, clar, Iisus. Pentru că în numele Lui este putere, în numele Lui Iisus este vindecare, în numele Lui Iisus este eliberare, în numele Lui este slavă Lui în veci. Și diavolul când aude numele ăsta, știți ce face? Nu-i place. Pentru că sângele Lui Iisus Hristos are putere și astăzi. Pentru că Iisus Hristos lasă putere și astăzi. Și Iisus Hristos dă eliberare și vindecare astăzi. În numele lui Iisus. Nu este alt nume dat oamenilor în care să fie mântuire. Nu Sfântul, Sfânta Paraschiva sau Sfântul, nu mai știu cum. O înșelătorie mare. Dar Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne cerceteze în dimineața aceasta. Pentru că nu suntem la vreo întâmplare aici. Poate puteam să alegem fiecare să mergem poate în oraș sau în altă parte. Sau stăm acasă, bine, mersi. Dar este important să fie aici. Dar mai important este să pleci de aici nemulțumit. Iertați-mă, nu? Spunea fratele Octavian, să plecăm de aici mulțumiți. Dar pe cu ce să plec mulțumit de aici când am fost numai 3, 4, 5 oameni? Cu ce să plec mulțumit? Fanfară nu-i, orchestră nu-i. Nu? Poate zice, ce vrea să spună? Am urât asta. Vreau să vă spun că Iisus Hristos privește spre starea ta și spre starea mea. Vreau să vă spun că Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne mântuiască. Și vreau ca în această dimineață să plecăm de aici plin de bucurie. Dar o bucurie nu bârfitoare, să băgăm de vine că așa de ușor găsând de băgat de vină, nu ne imaginăm de multe ori. Așa ca Dumnezeu, care și-a întins brațul, care s-a întins mâna spre tine și în această zi, să reverse pace sfântă peste toată adunarea, peste cei care sunt prezenți și peste cei care nu sunt prezenți. În vie la fratele Petrică, oare ce face la ora aceasta? Nu știu dacă e la adunat, dar știu un singur lucru. Știu că se roagă, știu că citește la ora aceasta, știu că cântă poate o colindă sau o cântare împreună cu angii. Îți convine de lucrul acesta. Când are, nu cred că face asta. Nu cred că acum stă la o cafea, nu. Și mi-l imaginez aici. Și împreună cu noi toți sunt atâția îngeri. Dar noi nu-i vedem cu ochii ăștia firești. Dar ne putem imagina că adunarea e plină de îngeri care laudă și binecuvântează pe Dumnezeu. Slăviți să fie numele. Pe Iisus Hristos, care a venit ca să aducă lumină în lume. Ca să mântuiască
pe niște păcătoși. Cel din tâi, spunea Pavel, sunt eu. Și cel din tâi sunt eu păcătos. Cel mai mare păcătos dintre noastră. Însă avem un sânge, avem un nume, care numele lui este Iisus Hristos, care lasă pace, care lasă eliberare, care lasă vindecare. Și numele lui este mântuire. Glorie lui. Nu știu, vreau să ne facem o rugăciune?